Tăricianu confirm declaraiile lui Băsescu, protocoalele SRI nu au fost discutate în CSAT. Toate protocoalele să fie scoase la lumină. Presubliniere dintele Senatului, Călin Popescu-Tăricianu, a declarat marci, referitor la faptul că în 2005, când s-au încheiat unele dintre protocoalele instituțiilor cu SRI, el era membru al Consiliului Suprem de Apărare a Berii, CSAT, ce documentele nu au fost discutate în CSAT. El spune ce, după 13 ani, nu îl subliniere îi mai aduce aminte detalii, dar este necesar ca toate protocoalele să fie scoase la lumină. Poziția mea este una extrem de clară. Doresc desecretizarea oricăror documente care vizează o colaborare între aceste instituții. A subliniere acum am văzut din protocolul desecretizat săptămâna trecut, apar o serie de lucruri foarte clare sublinierei foarte grave, care demonstrează ce principiile separației puterilor în stat, principiul funcționării independente a justiției a fost încălcat, sunt elemente care de subliniere iesc cadrul legale, care ar trebui să asigure funcționarea justiției în orice stat de drept, a sublinierea încât mă declar absolut de acord ca orice protocol de acest gen să fie desecretizat, mai ales ce în spațiul public au apărut informații numeroase ce sunt multe protocoale, dintre care numai unul singur a apărut la lumina zilei sublinierei cred ce este util pentru a afla adevărul să scoatem la lumină toate aceste protocoale, a declarat Călin Popescu-Tăricianu. Întrebat dacă în 2005, când el era premier sublinierei membru CSAT, s-a discutat despre aceste protocoale, liderul ALDE a spus că nu, deoarece protocoalele erau încheiate între instituții, fără a fi aprobate în mod expres de CSAT. Protocoalele nu au fost discutate în CSAT. După cum vedeți nici acest protocol, dintre SRI sublinierei parchetul general NR, nu pare să fie discutat sublinierei aprobat în mod expres în CSAT. Ele sunt făcute între instituții, deci noi nu am avut cu o subliniere tince despre conținutul, sau cel puțin eu nu îmi aduc aminte să fi avut de conținutul acestor protocoale, a explicat el. De asemenea, în legătură cu faptul că CSAT ar fi avizat în 2005 încheierea unor astfel de protocoale, Tăricianu a spus că au trecut 13 ani de atunci sublinierei nu îl sublinierei mai aduce aminte. Cred că puteți să înțelegeți lesne ce a trecut ceva vreme, sunt 13 ani din 2005. Mi-aduc aminte detaliile, dar, a subliniere acum vă spun, nu am absolut niciun fel de rezerv, cred că este necesar ca aceste protocoale să fie scoase la lumină, a mai spus acesta. Întrebat dacă Parlamentul sau Curtea Constituțională poate face ceva în privința acestor protocoale, subliniereful Senatului a spus. CCR poate să facă ceva numai în cazul în care este sesizat. Cred că, în primul rând, ar trebui să se autosesizeze CSM, care are această misiune constituțională de a asigura independența justiției, sublinierei nu numai atât. Cred că prin aceste protocoale,
care, după părerea mea, încalc drepturile fundamentale sublinierei libercile cecenilor, cu atât mai grav este situația, cu atât mai mult CSM ar trebui să, sublinierei arunce privire atent sublinierei se transublinierei într-un fel această chestiune. Sigur ce sublinierei prin legislația pe care o modificăm în aceste momente, putem să venim cu elemente să împiedice pentru viitor asemenea colaborări neconstituționale.